Dragi spectatori, pentru astăzi am pregătit pentru dumneavoastră, în această ediție a emisiunii Puterea Rugăciunii, a doua parte a mesajului pe care Dumnezeu mi l-a dat la conferința de femei de la Mamaia din anul 2020, din luna iunie, început de iulie. Ocazie cu care Domnul mi-a pus pe inimă anumite lucruri pe care le-am transmis în timpul acestei conferințe, dar pe care aș vrea să le întăresc și să le subliniez, pentru că în timpul alocat conferinței n-am reușit să dezvolt anumite idei care erau legate și de Cartea Hagai și de Ezechiel 36, de care am pomenit, dar n-am apucat să îl citesc. În contextul acestei veri, pregătindu-mă pentru conferința de la Mamaia, Domnul mi-a pus pe inimă foarte tare Cartea Hagai și am înțeles, așa cum am spus în ediția anterioară a emisiunii Puterea Rugăciunii, că înaintea unei clătinări majore, că în fond către aceasta ne îndreptăm, o clătinare majoră care va însemna practic a doua venire a Domnului Iisus, înainte acestei clătinări mari, Domnul vrea o restaurare a relației noastre cu El într-o profunzime și într-o intensitate deosebită, ca să putem sta în picioare, să fim acea din popor prin care Dumnezeu să lucreze cu mare putere, pentru că îl cunoaștem pe El. Apoi este tot legat de această vreme de clătinare, ne spune și Cartea Evrei. Este o atenționare în Cartea Evrei de la capitolul 12, să citesc doar două versete, l-am mai citit și cu alte ocazii, dar este acest leitmotiv al clătinării pe care Dumnezeu se pregătește să o aducă. Și Dumnezeu nu face nimic fără să anunțe planurile Lui, poporului Său, așadar este bine să fim cu urechi deschise și să fim cu luarea minte la ce ne îndeamnă Duhul Domnului în vremea aceasta. Luați seama ca nu cumva să vă uiți să ascultați pe cel ce vă vorbește, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea, încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Deci este această clătinare pe care Domnul anunță și această clătinare, încă o dată, nu numai a pământului, ci și a cerului, înseamnă de fapt invazia împărăției lui Dumnezeu pe pământul acesta, pentru că puterile întunericului care sunt în al doilea cer vor fi judecate de Dumnezeu și Domnul practic clatină cerurile. Și tot un mesaj al clătinării îl găsim și în cartea Isaia. Dacă citiți capitolul 13 și vă încurajez să o faceți, este vorba de venirea zilei Domnului, o zi de mânia Domnului care va veni peste întreg pământul. Și știm că Domnul Iisus Hristos va veni să judece lumea, cea care a păcătuit, după ce își va fi luat mireasa. Și versetul 13 spune: pentru aceasta voi clătina cerurile și pământul se va zgudui din temelia lui, de mânia Domnului oștirilor în ziua mâniei lui aprinse. Deci vedem o vreme de clătinare puternică pe care Dumnezeu o va aduce. Atunci, ca o căprioară speriată, ca o turmă fără păstor, fiecare se va întoarce la poporul său, fiecare va fugi în țara lui. În vremea aceasta a clătinărilor care sunt deja, ca durerile nașterii, se întețesc și devin tot mai intense până când va fi momentul final al venirii împărăției lui Dumnezeu. Aceste dureri prin care noi trecem și ca popor al Domnului, aceste strâmtorări prin care trecem, iată, suntem în această vară interesantă a lui 2020 după o perioadă de izolare și vremurile sunt încă neclare și oarecum confuze pentru foarte mulți, dar noi care suntem ai Domnului ar trebui să avem claritate și să fim foarte, foarte ancorați în Domnul ca să știm clar ce planuri are Dumnezeu și mai ales ca pacea Lui să locuiască din belșug în noi, pentru că la asta am fost rânduiți. Dumnezeu este Cel care ne ține în pace, ne asigură că El este cu noi și El este de partea noastră, doar noi să ne facem partea și să stăm lipiți tare de El. Deci în acest context al clătinărilor de care vorbeam, este o vreme când
Cred că Domnul vrea ca și românii să se întoarcă acasă. Toți cei care au plecat, pe meleaguri străine, fără să fi fost trimiși de Domnul, ca să fiu foarte precisă. După Revoluție, în 90, când s-au liberalizat avorturile, a fost foarte mult sânge nevinovat vărsat în țara noastră. Și vedem, așa cum este scris în Ezechiel 36, o să citesc doar pe acesta, mai sunt și alte locuri în Scriptură care vorbește despre acest lucru. Atunci mi-am vărsat urgia peste ei din pricina sângelui pe care vărsaseră în țară și din pricina idolilor cu care o spurcaseră. I-am risipit printre neamuri și au fost împrăștiați în felurite țări, i-am judecat după purtarea și faptele lor rele. Deci este o împrăștiere a locuitorilor unei țări în care este vărsat foarte mult sânge. Acest lucru a fost valabil în dreptul Israelului, care s-a făcut vinovat de idolatrie și de vărsare de sânge. Același principiu spiritual funcționează și în dreptul nostru, al românilor, care am făcut aceste fapte rele. Deci idolatrie, și suntem campioni la idolatrie și noi, prin religiozitate și alte forme de închinare idolatră, și mai ales prin sângele vărsat în ultimii ani, în ultimii 30 de ani. Și vedem că dacă până acum locuitorii țării, poate să spuneți că n-au fost context, n-au fost conjuncturile pregătite ca să poată să călătorească în lume, dar după Revoluție, pur și simplu, nu numai că românii au început să călătorească în lume ca să vadă locuri noi, dar au plecat din țară. România este țara cu cea mai numeroasă populație care locuiește pe alte pământuri, în alte țări, după Siria. Siria, știm că trece printr-o perioadă lungă de război și oarecum este justificat ca populația siriană să-și părăsească țara pentru că este în stare de război. Dar la noi, în România, a doua țară care are cel mai mare număr de oameni plecați din țară, care este cauza pentru care așa de mulți români au plecat din țară și sunt pe meleaguri străine acum? Și cred că este acest sânge vărsat foarte mult pe teritoriul României. Sunt statistici că România este una dintre fruntașele, din păcate, la capitolul avorturi. Consecințele sunt acestea. România a început să fie depopulată și o mare parte din români au plecat din țară. Dar înainte de clătinarea asta finală, Domnul cheamă pe oameni înapoi să vină fiecare în teritoriul lui, așa cum am citit în Isaia 13:13. Și știu, am auzit din multe locuri, foarte mulți creștini au primit cuvinte de la Domnul că este vremea să se întoarcă în România. Așadar, cei care auziți această înregistrare și aveți persoane din familie care sunt plecate departe de țară, rugați-vă pentru ei ca Domnul să le vorbească și să aibă această să profite de această fereastră de har să se întoarcă în România. Această fereastră de har în care ei vor putea să facă acest lucru nu e foarte mult timp deschisă încă. Mai este un cuvânt foarte interesant legat tot de acest lucru, de întoarcerea locuitorilor în țările lor înaintea judecății Domnului care vine pe întreg pământul. În Ieremia 51:9, am să citesc doar atât: am voit să vindecăm Babilonul, zic neamurile, dar nu s-a vindecat. Părăsiți-l și haidem fiecare în țara noastră, căci pedeapsa lui a ajuns până la ceruri și se înalță până la nori. Ieremia 50:16 spune: nimiciți cu desăvârșire din Babilon pe cel ce seamănă și pe cel ce mânuiește secera la vremea secerișului. Înaintea săbiei nimicitorului, fiecare să se întoarcă la poporul său, fiecare să fugă spre țara lui. Nu este vorba despre evrei, este vorba despre neamuri. Fiecare persoană dintre neamuri se întoarcă în țara lui, la poporul lui. Cu aceste gânduri aș vrea să vă las acum în această emisiune. Este important să transmiteți acest mesaj și să ne rugăm pentru întoarcerea românilor în România, a tuturor celor care au plecat fără să-i fost trimiși de Domnul sau a căror mandat în diasporă s-a terminat și este vremea pentru ei să se întoarcă acasă. Deci cu aceste gânduri vă las și haideți să urmărim împreună această înregistrare de la conferința de femei de la Mamaia, în care a fost un moment de pocăință pentru idolatria noastră cu rădăcini mult adânc pierdute în istorie din vremea dacilor, a strămoșilor noștri,
și o rugăciune de pocăință vis-a-vis de sângele vărsat și Domnul să binecuvinteze România și să ne ajute să ieșim din aceste strâmtorări, să experimentăm cu adevărat trezirea pe care El o vrea pentru noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze și haideți să urmărim această înregistrare. În Hagai, Domnul a vorbit insistent și spunea: fiți tari, eu sunt cu voi, nu vă temeți de clătinarea care vine. În Hagai 3 vedem o chemare puternică la sfințire, fără compromis și fără religiozitate, zic eu. Asta este ce mi-a pus Domnul pe inimă, adică acele fapte moarte cu care încercăm noi să-L convingem pe Dumnezeu că suntem buni. Doar harul Lui și pocăința și sângele Domnului Iisus Hristos și putem fi curățiți prin cuvântul Lui, altfel prin faptele noastre nu putem să ne facem buni. Este de mare importanță această chemare la pocăință și este o urgență, cum spuneam, restaurarea relației noastre profunde cu Dumnezeu printr-o pocăință și o sfințire profunde. Nu mai putem să trăim cu ușurință. Dacă astăzi te-a ofensat cineva, nu stai până mâine ca să-i mai plătești o poliță, ci astăzi te pocăiești și astăzi îți repari relația. Nu mai lăsa pe mâine lucrurile care trebuie să le faci astăzi. Tot ce Duhul Domnului ne conștientizează să facem astăzi, facem astăzi, nu lăsăm pe mâine, pentru că mâine s-ar putea să fie prea târziu sau s-ar putea să nu fie extrem de dificil. Deci Domnul ne cheamă la a ne pocăi imediat. Românii sunt un popor religios și știm lucrul acesta foarte bine. Marea majoritate sunt fără o cunoaștere profundă a lui Dumnezeu. Religia ne spune: fă cu tare și cu tare lucru ca să fii bine primit de Dumnezeu. Dar Duhul Sfânt ne spune într-una, în Apocalipsa, în cartea Apocalipsa, capitolul 3 și 4, când vorbește bisericilor, spune: pocăiți-vă, pocăiți-vă de lucrurile pe care Dumnezeu le subliniază acolo. Este o vreme de pocăință și astăzi această chemare este importantă pentru noi. Noi astăzi aici suntem din mai multe zone din țară. Domnul mi-a pus pe inimă ceva specific. Aș vrea doar să vă întreb, care dintre dumneavoastră sunteți din județul Hunedoara, din zona Deva? Dacă ridicați o mână, cred că sunteți mai multe. Domnul a pus pe inimă că unul din păcatele majore ale națiunii noastre este idolatria și idolatria aceasta merge mult în urmă în istoria noastră și pornește de la cei pe care știm ca strămoșii noștri de la daci. Această idolatrie care a fost combinată cu jertfe de sânge. Și pentru aceste două lucruri, în mod deosebit, Domnul mi-a pus pe inimă că este o vreme să ne pocăim. Conferințele de la Mamaia au însemnat mai multe etape de pocăință pe diverse momente și unul dintre ele a fost în 2017, când au fost 70 de ani de când s-a instaurat sistemul comunist în România și a fost o rugăciune de pocăință și am cerut Domnului să ne izbăvească de sub robia comunismului. Lucrurile au început să se miște, dar parcă încă nu destul și mă gândeam: Doamne, de ce merg lucrurile așa de greu la noi în țară? Și în fond, unul din păcatele sau păcatul fundamental pe care noi îl avem ca națiune este idolatria și vărsarea de sânge. A fost atunci, în vremurile dacice, vărsarea de sânge sub formă de jertfă aduse acelui zeu Dac. Erau tineri care erau aruncați în sulițe ca să moară și să ducă mesajul poporului la Dumnezeul lor de atunci. Și vedem acest model al jertfelor de sânge care vine în istoria noastră recentă, după 90, când s-au liberalizat avorturile, a fost un val uriaș de sânge vărsat pe teritoriul țării noastre. Și Domnul spune că sângele spurcă țara. Și ne mirăm de ce românii nu pot să mai rămână în țară, că n-au ce le trebuie și pleacă în alte părți. Spune Dumnezeu că prin sângele vărsat, sângele nevinovat vărsat, țara este spurcată. Și oamenii sunt împrăștiați de Dumnezeu. Știm că vina sângelui vărsat, care strigă din pământ după dreptatea lui Dumnezeu, poate fi acoperită doar de sânge. Și sângele cu care noi putem acoperi această vină, după pocăința noastră, este sângele Domnului Iisus Hristos, care poate să acopere tot
sângele acesta vărsat. Spuneam că prin faptul că sunt persoane din județul Hunedoara, acolo unde a fost zona în care dacii liberi au viețuit și s-au închinat și unde este locul de închinare pe care ei l-au folosit în mod deosebit. Pe de altă parte, aici suntem la poarta de răsărit a țării. Și mi s-a părut foarte interesant această conexiune din nou. Ne-am mai rugat pentru deschiderea porții de răsărit a României pentru ca slava Domnului să pătrundă în țara noastră. Cred că după acest timp de pocăință pe care vom avea împreună vis-a-vis de idolatrie și de sângele vărsat, ne vom putea ruga din nou, altfel, pentru ca această poartă a slavei să se deschidă și slava Domnului să pătrundă România. Credem că este vremea trezirii în România. Credem că puterile întunericului încearcă să țină țara asta sub robie, dar noi avem autoritate să ne ridicăm împotriva lucrărilor vrăjmașului din această țară și să cerem intervenția lui Dumnezeu, să cerem vizitarea angelică, să cerem eliberarea pentru națiunea noastră de sub puterile întunericului și țara noastră să fie o țară închinată Domnului, să fie o țară de dorit, de locuit, așa cum mai de mult Domnul mi-a spus. Fratele Răzvan spune să facem țara cu putință de locuit. Am primit acest cuvânt, o țară de dorit, de locuit, pentru că Dumnezeu cred că va face din România un teritoriu special, un teritoriu chiar binecuvântat, care va purta binecuvântarea Domnului și va fi vizibilă de națiunile de alte națiuni, care se vor bucura să vină în România, să o vadă, să treacă pe aici sau chiar să se locuiască aici. Vorbeam de porți, porțile slavei, poarta de răsărit unde suntem. Cheile suntem noi. Porțile au două roluri. Odată blochează, opresc o binecuvântare sau, pe de altă parte, opresc revărsarea unui râu de moarte. Vedem în Matei 16:18, Domnul Iisus spune, și eu îți spun, spune Domnul Iisus, tu ești Petru și pe această piatră, în altă traducere spune Revelație, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Și mă întrebam, cum pot porțile să biruiască biserica? Prin faptul că se deschid și lasă moartea să vină peste biserică. Noi suntem chemați să interzicem acestor porți să se deschidă. Suntem chemați să stăm ca în numele Domnului Iisus Hristos și să oprim, să încuiem, să zic, aceste porți care pot, prin deschiderea lor, să lase un râu de moarte să vină peste țara noastră, în cazul nostru. Mai este scris în versetul 19, îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Deci avem autoritate. Aceste chei ale împărăției cerurilor, Domnul Iisus ni le-a dat nouă, bisericii lui din această țară, adică dumneavoastră, celor care urmăriți această înregistrare și în autoritatea cu care am fost investiți, aș vrea să ne rugăm acum pentru ca pocăință, pentru faptul că aceste rădăcini de idolatrie sunt din vremuri așa de vechi și poate că nu ne-am rugat niciodată pentru pocăință de felul acesta și cred că acum este timpul să ne rugăm pentru asta. Vă rog să vă ridicați în picioare. Mi-am notat această rugăciune pentru că am vrut să nu omit ceva. Dacă aveți libertate, o să mă rog mai rar, repetați după mine. Dacă nu, e ok. Dar spuneți amin când sunteți de acord cu ceea ce voi rosti. Și în numele Domnului Iisus Hristos spunem astăzi, Doamne, azi venim înaintea Ta ca și copii ai Tăi, care cunoaștem cuvântul Tău, care Te cunoaștem pe Tine, Tatăl nostru, pentru că ne-ai înfiat. Ne-ai răscumpărat prin sângele Domnului Iisus Hristos, Fiul Tău, care a murit, a înviat și e veșnic viu. Dacă vreți, repetați după mine. Tată, recunoaștem azi că noi și părinții noștri am păcătuit. Ne cerem iertare azi pentru idolatria
neamului românesc. Pentru închinare la idoli și la moarte practicată de strămoșii noștri, dacii și de toți cei care au locuit pe teritoriul actual al României. Ne cerem iertare în numele Domnului Iisus Hristos pentru jertfele umane aduse în închinarea idolatră de strămoșii noștri. Ne cerem iertare în numele Domnului Iisus Hristos pentru sângele vărsat pe teritoriul României prin ucideri, prin avorturi. Recunoaștem că sângele nevinovat vărsat a pângărit țara și strigă după dreptate la tine, Dumnezeule. Recunoaștem astăzi că locuitorii României sunt sub puterea judecăților tale din pricina sângelui vărsat și al idolilor cu care au pângărit țara și că sunt risipiți printre neamuri după purtarea și faptele noastre rele. Așa cum este scris în Ezechiel 36, 18 și 19. Tată, astăzi, în numele Domnului Iisus Hristos, te rugăm să ne ierți ca popor de aceste păcate. Ne rugăm astăzi pentru ca sângele Domnului Iisus Hristos să ne curățească ca națiune de vina sângelui nevinovat vărsat. Ne cerem iertare, Tată Dumnezeule, mare și înfricoșat, pentru toate fără de legile și urăciunile săvârșite pe teritoriul României, în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Doamne, este scris că Tu îți zidești biserica Ta și porțile locuinței morților nu o vor birui. În baza autorității pe care ne-ai dat-o, în numele Domnului Iisus Hristos, astăzi interzicem puterilor întunericului să mai robească România. Rupem legăturile de idolatrie și de moarte de peste locuitorii țării, în numele Domnului Iisus Hristos. Proclamăm puterea învierii și a vieții pe Iisus Hristos, peste locuitorii țării. Cerem mântuire și viață peste locuitorii României. Cerem viață și binecuvântare peste copiii țării, cei ce sunt și cei ce urmează să vină. Rostim astăzi, Doamne, îți mulțumim pentru copiii țării și îi primim cu drag și cu bucurie. Venim din nou astăzi, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, să cerem revărsarea slavei Tale în țara noastră și în acest loc al porții de răsărit al țării, deschidem porțile României pentru ca slava Ta să inunde țara noastră. Și spunem, porți ale României, ridicați-vă capetele, porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Domnul cel vitează în lupte, Domnul oștirilor,
Iisus Hristos, Domnul vieții. Aleluia! Tată, te rugăm să trimiți oștile tale de îngeri în ajutorul nostru și închidem astăzi în numele Domnului Iisus Hristos porțile acestei țări față de duhurile de război și de violență care încearcă să pătrundă în țara noastră. Declarăm țara aceasta o țară binecuvântată de tine, o țară care va face voia ta, Doamne, în care numele tău va fi proslăvit, o țară în care poporul acesta, Doamne, te va cunoaște pe tine cu adevărat. Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, ne rugăm pentru eliberarea revelației Domnului Iisus Hristos peste întreaga națiune și ne rugăm, Doamne, ca un duh de frică de Domnul să pătrundă în fiecare inimă, Doamne. Doamne, de la cel mai înalt dregător al țării, președintele României, până la cel mai neînsemnat membru, cetățean al acestei țări. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești Dumnezeu care răspunzi. Întinde-ți, Doamne, aripile Tale peste România, Doamne. Pune țara aceasta la adăpostul Tău, Dumnezeul meu. Și fă-ți, Doamne, lucrarea Ta de slavă în această țară, Doamne. Ne rugăm ca această țară să fie plină de slava Ta, Doamne, precum apele acoperă fundul mării. Ca oamenii să aibă cunoștință de Tine. Ca oamenii să Te cunoască cu adevărat cât ești de bun, Doamne. Cât de mult îți pasă de fiecare dintre noi. Tată, chemăm, Doamne, puterea Tale peste România și români și îți mulțumim, Doamne, că Tu naști din nou o națiune, Doamne, prin puterea Ta de Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt și prin puterea jertfei Tale, Iisuse, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că lucrezi. Îți mulțumim, Doamne, că ne acoperi, Doamne, în bucurie și în pace, Doamne. Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, venim astăzi, Doamne, să revendicăm, Doamne, pentru extinderea împărăției Tale, această națiune, să ne rugăm, Tată, ca biserica Ta să intre de plin în mandatul pe care i-l-ai dat pentru această țară. În numele Domnului Iisus Hristos, acum rupem toate legăturile de religiozitate care ne-au ținut blocați, orice frică de oameni, orice frică de orice fel ar fi fost, care ne-a ținut pe loc, care ne-a ținut gurile astupate. Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, mă rog să eliberezi, Doamne, Doamne, sunetul slavei Tale prin biserica Ta, prin poporul Tău. Și mă rog ca biserica Ta din România să fie cu adevărat o casă a rugăciunii, o casă restaurată, o casă, Doamne, în care Tu să-ți găsești plăcerea, Doamne, să locuiești, Doamne, în viețile noastre, în mijlocul nostru. Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim că Tu binecuvintezi România. Aleluia! În numele Domnului Iisus Hristos, binecuvântarea Domnului să vină peste această țară și să nu mai fim de jaf, să nu mai fim o țară care stă la porți și cerșește, ci să fim o țară care să putem dărui, să putem dărui dragostea lui Dumnezeu și tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat, să putem dărui, dar să nu ne mai lăsăm jefuiți de ce Dumnezeu ne-a dat. Dumnezeu să binecuvinteze România cu o trezire cum poate nici n-a visat vreodată că poate fi. Amin.